De ce muncim? Aceasta ar trebui să fie o întrebare pe care fiecare om să-și o pună cândva în timpul vieții sale, pentru că este activitatea care îți ocupă cel mai mult timp din adolescență, tinerețe, să spunem, până la bătrânețe. Deci, de ce muncim? Ralph Waldo Emerson ne-a lăsat un citat demn de unul dintre acele postere de perete inspiraționale. Scopul vieții nu este să fii fericit, este să fii util, să fii onorabil, să fii plin de compasiune, să lași un semn al existenței tale că ai trăit și că ai trăit bine, să lași o urmă în urma ta, să existe o dovadă a existenței tale. Istoria organizației muncii, istoria metodelor prin care societatea structurează activitățile și munca necesară supraviețuirii sale. Munca este esențială pentru asigurarea nevoilor fizice de bază de hrană, îmbrăcăminte și adăpost. Dar munca implică mai mult decât utilizarea instrumentelor și tehnicilor. Povestea muncii este în schimbare, încă în scriere, cu modificări importante exact acum, în timpul înregistrării acestui episod. Modificările din întreaga lume, care au loc acum, se mișcă la un pas mai accelerat decât oricând, iar munca este importantă, și asta pentru că forma și natura procesului de muncă ajută la determinarea caracterului unei civilizații întregi. La rândul lor, caracteristicile economice, politice și culturale ale unei societăți modelează forma și natura procesului de muncă. Interesul și aspirațiile unei societăți sunt legate puternic de activitatea în care își vor petrece majoritatea zilei. De asemenea, și rolul și statutul lucrătorului în cadrul societății sunt lucruri dictate de muncă. La întâlnirea de 10 ani după terminarea școlii, întrebarea unde lucrezi, ce faci, cât de sus ai ajuns, îi face pe toți cei prezenți să transpire. Semnificații diferite pentru societăți diferite. Pe măsură ce societățile au început să se dezvolte, la fel a început și ideea de muncă. Un bun exemplu poate fi găsit în Biblie, unde putem urmări 3 semnificații distincte ale muncii. Prima este ca și realizare. Avem primul exemplu ca și realizare, cele 6 zile petrecute în creație. În Geneza 2:3 apare termenul de muncă, de lucrare, și Dumnezeu a binecuvântat ziua a 7-a și a sfințit-o pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea lui. În același text avem alternativa la muncă, odihna, și s-a odihnit de lucrarea lui, iar câteva rânduri mai târziu avem Geneza 3:19, unde avem munca pe post de pedeapsă. Atunci când Adam a fost evacuat din grădina Edenului, a fost condamnat la muncă. Textul spune așa: în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Preistorie. Organizarea muncii e posibil să fi început înainte de evoluția lui Homo sapiens, împreună cu instrumente, o structură a creierului mai complexă și comunicarea lingvistică. Diviziunea muncii ar fi putut fi responsabilă pentru demararea cuceririi umane a naturii și diferențierea speciilor umane de alte specii de animale. În primele etape ale civilizației umane, munca s-a limitat la sarcini simple, care implicau cele mai elementare nevoi umane: hrană, îngrijirea copiilor și adăpost. O diviziune a muncii e posibil să fie apărut atunci când unii oameni au arătat competențe în mod ieșit din comun de bune înspre o anumită activitate, cum ar fi vânarea animalelor sau culegerea de plante pentru hrană. Ca mijloc de creștere a aprovizionării cu alimente, popoarele preistorice ar fi putut organiza munca de căutarea hranei și vânătoarea, iar mai târziu de agricultură. Totuși, nu putea exista o diviziune geografică larg răspândită a muncii, deoarece populațiile erau rare și izolate. Disponibilitatea incertă a alimentelor a permis un surplus mic pentru schimb și au existat puține contacte cu grupuri din diferite locuri care s-ar fi putut specializa în obținerea diferitelor alimente. Cea mai evidentă diviziune a muncii a apărut din diferențele de vârstă și gen. Celor mai bătrâni, oameni din trib, le lipsea puterea și agilitatea de a mai vâna sau de a căuta hrană departe și cucuiați în vârful copacului, astfel ei îndeplineau sarcini mai sedentare. Cei mai tineri membri ai tribului au avut ocupații similare și au fost învățați să culeagă mâncare simplă. Diviziunea bazată pe gen a muncii se stabilea în mare parte pe diferențele fizice, bărbații asumându-și sarcini precum vânătoarea, în timp ce femeile s-au specializat în strângerea de alimente, creșterea copiilor și gătit. Iar cele mai timpurii grupări umane nu arată vreo dovadă a diviziunii pe muncă în funcție de clasă. Provocările furnizării de hrană au făcut necesară contribuția întregului grup, astfel încât nu a putut să existe o clasă care se relaxa sau chiar o clasă de specialiști cu normă întreagă care să producă articole care n-au nicio legătură directă cu aprovizionarea vitală cu alimente. Au fost totuși specialiști
cu jumătate de normă. O persoană care excela la modelarea uneltelor. O persoană care făcea armament și putea produce suficient pentru a schimba orice surplus în armament sau echipament pentru hrană. Astfel nu trebuia să mai strângă hrană, putea să înceapă un fel de negoț. Organizarea colectivă. De-a lungul istoriei omenirii, munca a necesitat adesea organizare. Capturarea vânatului și a peștilor a necesitat diferite grade de cooperare între membrii grupului. Activitatea comunală de acest tip a avut implicații sociale importante. Mâncarea trebuia distribuită în mod echitabil și era nevoie de un lider care să organizeze și să conducă grupul. Astfel, prin nevoie fizică de supraviețuire, societatea a început să aibă un contur. Deoarece grupul social de bază era tribul, relațiile de rudenie, de la șeful de trib în jos, au stat la baza ierarhiei manageriale. Oase de animale mari ucise de vânători au fost găsite în situri din perioada paleolitică superioară, pe care oameni de știință o consideră undeva între 40.000 înainte de Hristos și 10.000 înainte de Hristos, urme care indică un grad ridicat de organizare în vânătoare în această etapă timpurie a rasei umane. La scurt timp după aceea, bărbații au început chiar să folosească animale, cum ar fi câinele, pentru a-i ajuta în procesul de vânare. Ceramică, textile, agricultură, metalurgie. O organizare mai complexă a muncii a venit odată cu dezvoltarea ceramicii. Oamenii din unele locații au putut să facă produse de ceramică disponibile pentru comercializare în altă parte. Manopera calificată și instrumentele specializate au ajutat producția, poate încurajând și mai mult specializarea. Totuși, nu există nicio dovadă concludentă că primii olari și-au petrecut întregul timp în această sarcină sau că fabricarea olăritului a fost efectuată de femei în primele etape ale sale. Asta înainte de a exista roata olarului. Există totuși motive să credem că în vremurile preistorice a existat o anumită organizare a muncii. În unele societăți, de exemplu, strângerea lutului și arderea acestuia ar fi fost activități dedicate bărbaților, în timp ce femeile ar fi putut să modeleze și să decoreze oalele. Același tip de specializare ar fi putut fi implicat și în fabricarea textilelor, veșmintele de protecție timpurii fiind derivate din piei animale. Dezvoltarea agriculturii a redus oferta de piei disponibile și a necesitat un material înlocuitor pentru îmbrăcăminte. Pentru a face textile, fierele trebuiau să fie toarse, iar cel mai vechi aparat disponibil pentru asemenea muncă a fost un fus cu o furcă. Atribuirea sarcinilor în societățile agricole primitive ar fi implicat o împărțire a muncii pe gen, câmpurile fiind încredințate femeilor, în timp ce bărbații vânau. Deși bărbații ar fi putut ajuta și la munca de pe câmp, în activitățile mai intense fizic, cum ar fi fost curățarea terenului. Deoarece cultivarea culturilor a început ca un mijloc parțial de completare a sursei de hrană, au existat puține probabilități de specializare cu normă întreagă în agricultura primitivă. Totuși, chiar și în primele sale etape, agricultura a fost semnificativă pentru organizarea muncii, deoarece a furnizat un ușor surplus care putea fi folosit pentru a sprijini primii specialiști ai societății, producătorii de unelte și arme metalice. Deoarece minereurile de cupru, de exemplu, sunt în general în zona muntoasă, acestea trebuiau să fie cărate de bărbați de pe munte până în câmpie. Exploatarea minieră și prelucrarea metalelor au putut evolua numai după ce eforturile de cultivare au creat recolte care ar putea depăși nivelurile de subzistență. Pentru a putea să pleci după minereu pe munte, trebuia să ai mâncare pachetel la tine, nu să te gândești să vânezi pe drum. Astfel, metalurgiștii și familiile lor erau întreținuți de surplusul de alimente ale fermierilor. Nu este surprinzător că metalurgia s-a dezvoltat mai întâi în apropierea văilor agricole, ale mărilor, sisteme fluviale ale Nilului, Tigru, Eufratului și Indusului. Toate acestea oferind o producție mare de alimente pe suprafața cultivată pe hectar. Combinația de surplus agricol cu uneltele de cupru și bronz au oferit baza dezvoltării civilizațiilor mari de irigare din Orientul Mijlociu. Acolo organizarea muncii s-a dezvoltat pe linii care au rămas neschimbate în următorii 5.000 de ani până la începuturile mecanizării și industrializării în secolul al XVIII-lea. Clase sociale. În orice caz, până la începutul istoriei scrise, existau clase economice și clase sociale distincte, membrii fiecarei clase ocupând un anumit loc în organizarea muncii. În vârful piramidei sociale stăteau conducătorul, adesea venerat ca și divinitate, cum ar fi în Egipt și Mesopotamia, urmați de nobili, care probabil au luat naștere dintr-un grup de războinici care a subjugat statele vecinate. Strâns legați de aceștia erau preoții, având cunoștințe de scris și matematică, preoții au servit ca funcționari guvernamentali,
organizând și conducând economia, supraveghind chiar funcționarii și scribii. Urmau comercianți și negustorii, care distribuiau și schimbau mărfurile produse de alții. Aceștia erau sub clasa nobililor, preoților în piramida socială. Mai avem un grup considerabil de artizani și meșteșugari, producători de bunuri specializate, care aparțineau claselor economice inferioare. Chiar mai jos în ierarhia socială erau țăranii și jos de tot erau sclavii. Cel mai probabil proveniți ca și captivi de război sau datornici ruinați. Structura socială în Grecia antică și Roma antică a urmat aceste linii. Din stratificarea socială descrisă mai sus, au reieșit anumite caracteristici ale organizării străvechi a muncii. Principală a fost natura ereditară a ocupațiilor și statutului. În anumite momente și locuri, cum ar fi în Imperiul Roman de mai târziu, ereditarea ocupației era impusă prin lege, dar tradiția era de obicei suficientă pentru a menține sistemul. Meseria îți era dată la naștere de părintele tău care avea aceeași meserie pe care tu urmai să o ai, el trebuia să te învețe să faci același lucru pe care l-a făcut și el. Structura socială a rămas remarcabil de stabilă și a fost întărită de organizațiile de muncitori angajați în aceeași ocupație. Aceste grupuri, unele chiar voluntare, altele cerute de lege, pot fi privite ca prototipuri ale breselelor medievale. Ferma de familie. Unitatea de muncă agricolă de bază în lumea antică era familia. Aveai nevoie de mai mulți muncitori pe câmp, îi făceai. Și asta chiar și în anumite regiuni în care statul deținea pământul. Fermele erau alocate pe familie. În plus, când s-au format mari moșii agricole în timpul Imperiului Roman, structura societății rurale a fost puțin afectată, deoarece proprietarii lăsau de obicei cultivarea pământului lor țăranilor care le-au devenit chiriași. Munca în cadrul fermei familiale era adesea împărțită pe criterii de gen. Bărbații aveau de obicei responsabilitatea principală pentru sarcini sezoniere, precum aratul, semănatul, cultivarea și recoltarea, în timp ce femeile îngrijeau copiii, pregăteau mâncarea și făceau îmbrăcăminte. Dacă erau disponibili sclavi, munca lor era împărțită în mod similar. În perioadele de plantare și recoltare, întreaga familie lucra pe teren, fiii și fiicele intrând în ucenicie sub părinții lor, așa cum se face încă la țară, eu am prins vremurile. Tehnologia a influențat și organizarea muncii. Echipa de tracțiune obișnuită din antichitate, o pereche de boi, avea nevoie de doi operatori, un om care mâna boii și cineva care folosea plugul. Munca fiind de la început o activitate socială în familie. Moșii. În moșile mari, sau după termenul legal latifundiu, ale Imperiului Roman, organizarea complexă a muncii a dus la crearea unei ierarhii de supraveghetori. Istoricul grec Xenofon și omul de stat roman Cato cel Bătrân au scris manuale pentru administrarea unor astfel de moșii. Cato a subliniat și organizarea muncii pentru o fermă de dimensiuni medii. Iar pentru o moșie de 60 de hectare cu măslini, el a recomandat un supraveghetor, o menajeră, 5 lucrători la fermă, 3 muncitori pentru a prelucra lâna, un muncitor pentru a mâna un măgar, un porcar și un păstor. Acestor 13 angajați elementari, Cato le-a recomandat angajarea de muncă suplimentară sezonieră atunci când este nevoie, în timpul recoltării, de exemplu. Pe latifundiu, moșie, în funcție de mărime, proprietate care era mai mare și care s-a dezvoltat din aproximativ secolul al II-lea înainte de Hristos, proprietarul era de obicei nerezident, adesea pentru că avea mai multe moșii împrăștiate. Conducerea afacerilor fiecăruia era lăsată în mâinile unui vechil, sub a cărui comandă, uneori sute sau chiar mii de oameni, erau împărțiți în grupuri cu sarcini și îndatoriri diferite, clădiri de mari dimensiuni. Proiectele monumentale de lucrări publice ale lumii antice demonstrează o organizare incredibilă, remarcabilă umană în absența tehnologiei și a aparatelor. Marea piramidă din Giza, construită în jurul anului 2500 de Hristos, înainte ca egiptenii să cunoască scripetele sau să aibă vehicule pe roți, se întinde pe 5,3 hectare, conține un total uluitor de 2.300.000 de blocuri colosale de granit și calcar, cântărind în medie 2.300 de kilograme fiecare. Din nefericire, nu există nicio înregistrare istorică sau arheologică completă a metodelor exacte de extragere, transport și construcția piramidelor, iar dovezile rămase sunt adesea contradictorii. Evident, nevoia de a organiza munca pe o bază sistematică și rațională a fost satisfăcută magnific. Se estimează că aproximativ 100.000 de muncitori au fost implicați de-a lungul a 20 de ani în construirea Marii Piramide, iar doar problema de logistică, adăpostirea și hrănirea acestei armate mari de muncitori a necesitat un grad ridicat de abilități administrative. Meșterul constructor, care a planificat și
a condus ridicarea piramidelor și a altor mari structuri, a ocupat cu siguranță o poziție înaltă în societate. El a fost strămoșul arhitectului și inginerului modern, a fost un nobil de curte de încredere și consilier al conducătorului. A condus o mulțime de subordonați, supraveghetori, maestri, fiecare cu cărturarii și arhivarii săi. Deși unii sclavi erau angajați la construirea piramidelor, cel mai adesea erau folosiți țăranii. Majoritatea constructorilor erau recrutați ca formă de impozit pe serviciu pe care le datora statului și erau angajați când Nilul le inunda câmpurile. Munca aceasta, care era o corvoadă, reprezintă o activitate limitată de timp impusă de stat pe anumite criterii, dacă aveai datorii, spre deosebire de sclavie, care era pe termen nelimitat, dar chiar și aceasta avea excepții când sclavia putea să fie terminată. Muncitorii nu au fost considerați sacrificabili, supraveghetorii și maestrii se mândreau să raporteze asupra siguranței și bunăstării muncitorilor. Într-o înregistrare a unei expediții de extracție în deșert, liderul s-a lăudat că nu a pierdut niciun om sau catâr. Muncitorii au fost organizați în grupuri, muncitorii pricepuți tăiau granit, zidarii și alți meșteri se ocupau de îmbrăcat și lustruit, iar alții, pentru a pune blocurile, probabil ridicau rampe pentru a trage pietrele în poziții. Grecii și romanii au folosit tehnici de organizare avansate în construirea monumentelor, rețeaua de drumuri romane, apeductele, clădirile publice, băile publice, porturile, docurile și farurile necesitau o îndemânare excepțională în organizarea materialelor și a muncitorilor, implicând la rândul său o diviziune rațională a muncii între meșteșugari. Concepte moderne de lucru. Odată cu apariția creștinismului, în mod interesant, vedem câteva evoluții noi. Mănăstirile devenind centrul unor anumite tipuri de muncă. Munca în sine devenind o parte elementară din călătoria credincioșilor înspre mântuire. Începe să se dezvolte un nou sens, cel al muncii ca modalitate de a obține rostul individual. Mănăstirile au fost probabil primele organizații cu adevărat moderne în ceea ce privește sistemele integrate de management și producție. Totuși, unele domenii ale muncii au fost considerate diavolești, iar această distincție va persista și va continua să caracterizeze o mare parte a modului în care creștinismul a văzut munca până la reformele lui Luther. Pentru creștinism, în continuare, banca, creditul și comerțul erau văzute ca și lucrarea regatului întunericului, dar calvinismul protestant a reușit să depășească stigmatele unor anumite profesii, ducând astfel, fără să-și dea seama, la capitalismul modern. Protestantismul devenind baza capitalismului. Odată cu redezvoltarea orașelor în Evul Mediu, există un fenomen important care începe să modeleze lumea muncii. Primul fenomen este distincția între arte și meșteșuguri. Element pe care putem urmări, de exemplu, în jurul construcției marilor catedrale din Europa. Tot în epoca medievală începe să se formeze și ideea măestriei. Tinerii discipoli mergeau și lucrau într-un atelier, învățând de la un meșter ca ucenici în primele abordări structurate de mentorat. Munca devine o misiune, iar rezultatul devine un efort plin de împlinire al sufletului, adesea plin de un zel religios. Meșteșugurile se organizează în bresle pentru a le fi acordate reglementări, dar și pentru a controla oferta de lucrări specifice. În unele orașe, breslele au preluat încet puterea politică, iar unele dintre bresle s-au transformat treptat în participanți care au contribuit la formarea societății moderne. În caz că v-a venit o idee și nu sunteți sigur dacă mă refer la ea, da, gândiți-vă la masoni și vă recomand episodul despre masoni. Odată cu renașterea, artele au început să înflorească împreună cu un set de descoperiri științifice, comerțul și schimburile comerciale s-au dezvoltat de asemenea, deși criticile încă erau exercitate de la opiniile funcționarilor catolici, vedem comerțul și banca înflorind, creând primele forme de întreprinderi moderne. Și tocmai în acest cadru au fost inventate unele dintre instrumentele pe care le folosim până în ziua de astăzi și care influențează munca de astăzi, cum ar fi dubla intrare în sistemul de contabilitate. Și este și printre primele exemple de specializare a muncii. În complexele miniere mari din Germania avem descrise primele exemple înregistrate de organizare ierarhică modernă. Revoluția industrială. Deși mulți oameni în Marea Britanie au început să se mute în oraș de la țară înaintea începerii revoluției industriale, acest proces s-a accelerat dramatic odată cu industrializarea. Pe măsură ce creșterea fabricilor mari a transformat orașele mai mici în orașe majore pe parcursul decenilor. Această urbanizare rapidă a adus provocări semnificative, deoarece orașele supraaglomerate au suferit din cauza poluării, a instalațiilor sanitare inadecvate și a lipsei de apă potabilă curată. Aveți desigur imagini în minte, pe lângă imaginile de pe ecran, cu oameni care își aruncau mizeriile
pe fereastră în mijlocul străzii. Între timp, chiar dacă industrializarea a crescut producția economică în general și a îmbunătățit nivelul de trai pentru clasele mijlocii și superioare, oamenii săraci și muncitorii au continuat să se zbată, să aibă probleme. Mecanizarea muncii creată de inovația tehnologică a făcut ca munca în fabrică să fie din ce în ce mai obositoare și uneori periculoasă, iar mulți muncitori au fost nevoiți să muncească ore lungi pentru salarii jalnic de mici. Iar acest fapt al salariilor jalnic de mici, care nu-i oferea omului nimic în plus în afară de subzistență, trăia de pe zi pe alta doar că nu murea, sau murea în unele cazuri, a rupt procesul care a dus umanitatea în acest punct. Dacă vă aduceți aminte de la începutul episodului, odată ce oamenii au avut un pic de surplus, au putut să înceapă să se specializeze, să poată să facă o muncă mai bună în scopul societății, care să ducă pe toată lumea în sus și să ne aducă astăzi. Odată ce îi dai omului un salariu jalnic de mic, i-ai rupt opțiunea de a deveni mai bun vreodată și de a împinge societatea mai sus. Înțelegem de ce mai departe astfel de schimbări dramatice au alimentat opoziția față de industrializare, inclusiv prin forme de sabotaj, iar termenul de sabotaj ne vine fix din Revoluția Industrială, unde se foloseau saboți, se aruncau în mecanismul aparatelor pentru a le distruge. Sabotaj. Au apărut iudiții, o organizare secretă bazată pe jurământ a muncitorilor englezi din industria textilă în secolul al XIX-lea. Aceștia au distrus mașini textile prin protest. Protestatarii erau cunoscuți pentru rezistența lor violentă la schimbările din industria din Marea Britanie. În deceniile următoare, indignarea față de condițiile de muncă și de viață necorespunzătoare alimentează formarea sindicatelor, precum și adoptarea de noi legi privind munca copiilor și reglementări de sănătate publică, atât în Marea Britanie, cât și în restul lumii mai departe. Toate menite să îmbunătățească viața pentru cetățenii muncitori și acelor săraci care au fost afectați negativ de industrializare. De unde a venit săptămâna de lucru de 5 zile? După cum vă puteți imagina, câmpul trebuie lucrat când trebuie lucrat, nu 5 zile. Dacă trebuie să lucrezi duminică, îl lucrezi duminică. În 1908, o moară din New England a devenit prima fabrică americană care a instituit săptămâna de 5 zile. A făcut acest lucru pentru a găzdui muncitorii evrei, a căror respectarea sabatului de sâmbătă i-a forțat să-și completeze munca duminică, ofensându-i pe unii din majoritatea creștină. Moara a început să le acorde muncitorilor un weekend de 2 zile, iar alte fabrici au urmat acest exemplu. Marea Depresiune a cimentat weekendul de 2 zile în economie, deoarece orele mai scurte au fost considerate un remediu pentru subocuparea forței de muncă. Totuși, săptămâna de muncă de 5 zile nu e eficientă. Există mai multe motive pentru a crede că o săptămână de 7 zile cu un weekend de 2 zile este o tehnologie ineficientă. Un număr tot mai mare de cercetări și studii de caz corporatiste sugerează că o tranziție la o săptămână de lucru mai scurtă ar duce la creșterea productivității, la îmbunătățirea sănătății și la creșterea ratei de retenție a angajaților. Săptămâna de lucru de 5 zile ar putea limita productivitatea. Un studiu din Jurnalul American de Epidemiologie a constatat că oamenii care lucrau 55 de ore pe săptămână au avut rezultate mai slabe la unele sarcini mentale decât cei care au lucrat doar 40 de ore pe săptămână. Tony Schwartz, autorul cărții Be Excellent at Anything, a declarat pentru Harvard Business Review că oamenii lucrează cel mai bine în rafale intense de 90 de minute, urmate de perioade de recuperare. Luate împreună, aceste constatări sugerează că dacă ai o programare corectă a exploziilor de lucru și a odihnelor, angajații ar putea obține o cantitate similară de muncă efectuată într-o perioadă mai scurtă de timp. Pentru că eu nu am un șef care să-mi spună ce trebuie să fac, eu exact așa lucrez, iau totul pe etape, cu pauze între fiecare muncă, pentru a nu o lua razna. Evident, dacă tocmai am terminat de citit și structurat 120 de pagini de news, nu este cea mai bună idee să și apăs pe butonul de înregistrare, pentru că e talmeș-balmeș. După cum se vede în multele erori din multele clipuri postate în trecut. Nu știu ce am făcut asta. Am vrut să zic și Nagasaki. Unele studii care susțin săptămâna de lucru de 5 zile spun că acele două de weekend ar trebui să fie luate la o distanță una de cealaltă. Există mimul clasic românesc a aceluia că iubești vinerea pentru că știi că urmează sâmbăta, dar urăști duminica pentru că știi că urmează lunea. Pauza de 2 zile iarăși este văzută ca și contraproductivă pentru că îți deranjezi pentru multă vreme programul normal de trezit și culcat, adesea trezindu-te miercuri dimineața mai odihnit decât ai făcut-o duminică dimineață, chiar dacă ești în mijlocul săptămânii de muncă. Unii propunând 2 zile libere la distanță, în ziua a 3-a și a 7-a, de exemplu, ai lucrat 2 zile, ai pauză, ai mai lucrat 3 zile, ai pauză. În concluzie, chiar dacă nu ne place, suntem meniți să muncim pentru că suntem ființe sociale. În momentul acesta în care mulți oameni
sunt forțați să stea acasă, să lucreze de la distanță, simt nevoia, în ciuda traficului infernal, de a socializa la locul de muncă. Eu niciodată nu am avut nevoie să mă duc la un studio să lucrez undeva, dar era mult mai plăcut, chiar dacă trebuia să pierd timpul pe drum pentru a ajunge la lucru, mai erau câțiva oameni acolo, puteam să iau pauza. Eram mult mai eficient, lucram mult mai mult când puteam socializa. De asemenea, muncim pentru a ne îndeplini scopul sau cel puțin pentru a ne da un răgaz până ne dăm seama care este scopul nostru. Asta dacă nu avem un salariu de subsistență care nu ne permite să ne gândim la altceva decât la faptul că mâine vom muri dacă nu muncim astăzi. Munca de asemenea oferă un sentiment de productivitate rar întâlnit în aceeași măsură în altă parte. Ne asigură nivelul de trai și ne oferă o platformă de creat, lucruri de care putem să fim mândri. Toate aceste lucruri sunt importante pentru a te simți mulțumit și fericit în viață, iar dacă atitudinea ta este în momentul de față negativistă față de muncă, gândește-te și la beneficii. Clar, ideea de a câștiga la loterie o sumă incredibilă de bani care îți va permite să nu muncești niciodată sună bine, dar dacă ne uităm în urmă, sunt suficienți bogați care nu sunt fericiți. A nu avea nimic sau nu avea nicio structură pentru zilele și săptămânile tale ar putea deveni plictisitor după un timp. Munca poate fi bună, chiar foarte bună, cu atitudinea potrivită și în ideea că poți să mergi în sus, nu ești blocat într-o rutină cioplită în piatră pentru tot restul vieții. Și asta a fost tot pentru azi. Le mulțumesc patronilor, celor care au fost atenți, membrilor pe canal, celor care au YouTube Premium și celor care se uită la o reclamă pentru că jobul nu îi plătește suficient. Eu sunt Alex Cosma și până data viitoare, atenție, Cadmel.